Sunt optimist că Timișoara va avea spital regional, pentru că urmare a diligențelor pe care eu le-am făcut de îndată ce am aflat că la nivelul guvernului ar exista intenția să se realizeze spitale regionale pe fonduri europene doar în Cluj-Napoca, Iași și Craiova, am primit un răspuns astăzi prin care suntem înștiințați că în curând, pe parcursul lunii martie, se va publica draftul documentației aferente programelor europene pentru perioada 2014-2020, că în cadrul acelor programe sănătatea va fi bine finanțată și că atunci se va stabili și care vor fi spitalele regionale care vor fi realizate și, de urmare, noi va trebui să fim pregătiți să venim cu o argumentație solidă și când se vor depune proiectele să putem prezenta un proiect foarte bine întocmit. Când spun noi, nu mă refer la primăria municipiului Timișoara, pentru că nu primăria poate fi titular pe un astfel de proiect. Proiectul este unul al Ministerului Sănătății, dar este foarte importantă poziția primăriei vis-a-vis de subiectul respectiv. Dacă primăria se arată interesată, pune la dispoziție teren cu toate utilitățile în zonă și își asumă eventual și alte cheltuieli, atunci și Ministerul Sănătății va avea o mai mare deschidere. Evident că noi ne vom implica și cu argumentarea necesității și oportunității existenței unui asemenea spital în zonă, ținând seama de interesul populației care gravitează în jurul Timișoarei, municipiu care este perceput ca și capitală a unui areal foarte larg în această parte de vest a țării, dincolo de granițele regiunii 5 vest. Asta este o presupunere. Ministerul Sănătății urmează să stabilească exact cum se vor întâmpla lucrurile acolo unde vor exista spitale regionale. Probabil că acea clădire ar deveni liberă și părerea mea este că cea mai bună valorificare a ei ar fi prin găzduirea acolo a Spitalului Municipal din Timișoara, spital care, din păcate, funcționează pavilionar într-un număr mare de locații. Ar urma să regăsim altă destinație, ele sunt clădiri în zonele centrale ale orașului și fără îndoială că oricând se pot găsi lucruri de interes care să fie găzduite acolo.